Bună, salutări, ce mai faceți? Eu sunt Nadia, pentru cei care nu mă cunosc și fac tutorialele pentru acest canal. Astăzi avem o rețetă foarte interesantă, dar mai întâi vreau să vă spun despre acest canal. Avem aici o grămadă de tutoriale despre frumusețe, despre săpunuri, detergenți, despre casă, despre rețete detox, băuturi detox care ajută la slăbit. Așadar, dacă vă place orice tutorial din aceste categorii, vă rog să vă subscrieți canalului. Vă mulțumesc! Iar acum vă las cu rețeta. Ce mai faceți? Cum sunteți? Astăzi vreau să vă prezint un remediu foarte efectiv în arderea grăsimilor de pe burtă. Este vorba despre o infuzie care este foarte, foarte eficientă. Cel puțin mie îmi place foarte tare și este remediul pe care îl cunosc eu cel mai eficient. Dar înainte, ca de obicei, știți discursul, trebuie să renunțați măcar pe perioada dietei la băuturile carbogazoase, la grăsimi, la fripturi, la prăjeli. Haideți să vedem ingredientele. Avem nevoie doar de trei ingrediente, și anume ghimbir măcinat, scorțișoară și chimen măcinat. Doar trei ingrediente care împreună fac treaba foarte, foarte ok. Deci, avem nevoie de două lingurițe de scorțișoară, nu știu dacă nu ar trebui să scot eu, așa este mai bine. Deci, am pus aici, stați să... Una, două. Cred că bolul acesta este cam mic. O să vedem dacă le putem... Da. Haideți să schimbăm într-un bol mai mare să putem amesteca foarte bine ingredientele. Deci aici avem două linguri de scorțișoară, două lingurițe. O linguriță de ghimbir măcinat, așa, o linguriță plină, și o linguriță plină de chimen măcinat. Așa. Mestecăm foarte bine pentru a se încorpora. Ce bine miroase! Nu știu, mi-e plac foarte mult. Îmi place scorțișoara, chiminul. Mie îmi plac infuziile în general. Toate. Acum că am amestecat toate cele trei ingrediente, o să le punem aici într-un borcanel. Și acum o să vă zic cum facem rețeta. Acum avem nevoie de un pahar cu apă caldă. Eu deja am aici apa călduță. Călduță, nu fierbinte. Iar de aici o să punem o lingură, uitați așa, o lingură plină în paharul cu apă fierbinte. Și mestecăm.
Este o infuzie foarte puternică, dar foarte efectivă. Eu deja m-am obișnuit cu ea, cu gustul acestei infuzii. Acoperim și lăsăm pentru 5 minute infuzia aici. Au trecut cele 5 minute de când am lăsat infuzia aici. Uitați, prafurile s-au depus pe fundul paharului. Iar acum haideți să turnăm ceaiul într-un alt pahar. Un alt pahar. Așa. Iar prafurile rămân aici pe fund. Iar acum, dacă doriți, puteți adăuga, este opțional, puțină lămâie. Și puțină mentă. Dacă vi se pare prea tare, la gust ceaiul, puteți să începeți cu o linguriță rasă și să urcați treptată cantitatea până ajungeți la o linguriță plină, o linguriță cu vârf. Mă înțelegeți ce vreau să spun, nu? Trebuie, această băutură trebuie băută caldă, călduță, fierbinte, dar nu rece. Și vă rog să nu adăugați miere, zahăr, trebuie băută fix așa cum este pentru a obține rezultate optime. Ce vreau să vă mai spun, pentru femeile însărcinate, persoanele cu probleme gastrice sau ale colonului, nu trebuie să facă acest remediu. De asemenea, vreau să vă mai spun că trebuie să cineați mai light. Știți discursul meu, dacă ați văzut celelalte videouri, celelalte tutoriale pentru slăbit. Deci vă rog să renunțați măcar pe perioada dietei la băuturile carbogazoase, la fripturi, la prăjeli. Și o să vedeți, sunt sigură, sigură, sigură că veți obține rezultate. Dacă o săptămână o să faceți această dietă și o să fiți stricți cu voi înșivă, sigur o să obțineți rezultate. Ok, eu este seară, așa că o să beau această infuzie. A, cum trebuie să bem această infuzie? Un pahar, așa, un pahar, 250 de grame are acest pahar. Un pahar dimineața. Când vă treziți, nu trebuie să beți apă, nimic. Această infuzie călduță pe stomacul gol. Iar seara încă un pahar tot așa, călduț. Și o să vedeți rezultatele. Sigur, sigur, sigur. Garantat. Și aveți aici deja ingredientele mestecate. Când vi se mestecate și doar trebuie să luați de aici o linguriță și faceți infuzia. Când vi se termină cantitățile, repetați. Cam atât, cred că am spus. Dacă am uitat ceva sau aveți ceva întrebări, liniștiți, puteți să mă întrebați și eu vă răspund în comentarii. Dacă vă plac aceste rețete naturale, vă rog să vă abonați canalului, să dați un like tutorialului. Și de ce nu o distribuire. Ok, sper să vă țineți de această dietă. 7 zile, un pic ne luăm mâncarea de la gură și o să vedeți rezultatele. Garantat, sigur, sigur, cum vă spuneam adineori. Ok, vă mulțumesc, ciao, ciao, ciao!